Emma. Astăzi vă povestesc puțin despre cum începe ziua mea. În primul rând, unele din zile încep cu sport și o să vă arăt un mic reportaj de la ora mea de sport, de afară. Acum sunt la părinții în ospiție și o să vedeți casa părinților, cum îmi spații numele scăunii lumii. Eu sunt mama unei fetițe de aproape 2 ani și soție unui soț cu care suntem împreună de o viață întreagă, de 11 ani. Eu sunt acum în vacanță la mama, deci în alt sector la Chișinău, dar tot momentul eu fost la alergat. Îmi place foarte mult să alerg. Aici se aude apa mea. Eu frapă, nu fac sport deloc, pentru că mă deshidratez tare din cauza că lăptez încă. Iar voi puteți să faceți sport frapă, că eu nu pot. Antrenamentele mele de obicei încep cu o mică încălzire, iar apoi fac niște exerciții, lounges și multe așezări. Este ora 7 și am alergat abia 2 cercuri. Când fac sport dimineața, de fiecare dată fac diferite exerciții, pentru că eu foarte tare mă plictisesc dacă fac tot aceleași. Deci alegeți fiecare pentru voi. Eu fac sport de mult timp, dar pentru sănătate și având un copil mic, din păcate, nu pot să fac sistematic, iar cheia succesului să ai un corp tonifiat este să faci sistematic sport. Eu fac cam peste o zi, însă câteodată fac și odată la 3 zile. Și îmi plac dulcerile. Dacă nu vă plac dulcerile și o să faceți sport odată la 3 zile sau odată la 2 zile, o să arătați superb. Făinați nu mănânc, însă dulceri mănânc, dar nu în fiecare zi, odată la 3 zile, odată în săptămână, dar tot n-a să depune. Plus asta acum mănânc harbuz mult, pentru că l-ador și știu că nu-i bine, face rău figurii corpului, însă tot nu mănânc, îmi place foarte mult. Și mă stăr să alerg, nu spun că sunt perfectă, dar mă simt cum mai bine alergând și făcând sport. Cine mă așteaptă? Mie a rămas cu tata. Și să vedem ce fac ei acolo. Sper că dorm ambii, iar mama o să facă în liniște un duș și o să se relaxeze și o să-și facă rutinele de dimineață. Și sunt gata de multe, sunt gata de acțiune. Dacă ți-a plăcut video meu, dă-mi un like pe YouTube, un like pe Instagram, follow pe Instagram și subscribe pe canalul meu de YouTube. Dați-ne câte un subscribe la canalul nostru Nahut, canalul meu și soțul meu, canal de traveling și food blogging. Plus la asta Nahut îmi dă pe Instagram, like și follow.